Femeia de 44 de ani și-a recuperat telefonul mobil cu ajutorul polițiștilor, iar cei doi copii vor fi cercetați în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. De multe ori însă trebuie să fim foarte atenți cu bunurile noastre, pentru că acestea, odată furate, este posibil să nu le mai recuperăm. În plus, cele mai multe acte de tâlhărie sunt însoțite de violență. Pentru a nu deveni victimele infracțiunii de tâlhărie, polițiștii gălățeni recomandă ca înainte de a ieși din casă să luăm în calcul faptul că siguranța noastră depinde și de alegerile vestimentare pe care le facem. De aceea este bine să evităm să purtăm ostentativ bijuterii care pot fi tentante pentru tâlhari. Dacă ne prinde noaptea în oraș, este bine să ocolim locurile neiluminate, slab circulate, precum gangurile sau străduțele lăturalnice. Și copiii pot fi victime ale tâlharilor, de aceea polițiștii recomandă să nu îi expunem inutil unor pericole, acceptând ca ei să poarte la vedere bunuri de valoare. Dacă totuși o fac, sfătuiți-i să nu se lase atrași în locuri izolate de către persoane necunoscute, indiferent de pretextul folosit de acestea. Este util să reținem cât mai multe semnalmente ale autorului, constituția fizică, vestimentația și, dacă este posibil, cât mai multe detalii, cum ar fi numărul mașinii, porecle între agresori, dacă sunt mai mulți, modalitatea de abordare. De asemenea, în cazul tâlhăriilor, este bine să reținem că, indiferent de valoarea materială sau sentimentală a unor bunuri, integritatea corporală sau viața noastră sunt mult mai importante, iar datele oferite ulterior polițiștilor vor ajuta la o cât mai rapidă identificare a infractorilor. În cazul acestui gen de infracțiuni, cea mai bună metodă de apărare este strigătul de ajutor. Acesta are un efect descurajant și el poate determina pe agresor să-și abandoneze planul. Dacă sunteți martori la comiterea unei tâlhării, nu protejați infractorii prin tăcere, dându-le prilejul să mai comită și alte fapte. Sesizați poliția prin apelul unic de urgență 112 pentru a spori șansele de identificare, prindere și pedepsire a infractorilor.